Nădejdea că nu ne ascunzi rugăciunea și nu pentru că noi avem merite, ci pentru că întotdeauna când ne înfățișăm, ne înfățișăm în numele și meritul Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, noi îți mulțumim. Amin. Și chiar dacă situația este mai neobișnuită pentru noi și ne întâlnim într-o formulă neobișnuită, ca de fiecare dată, înainte de a spune orice altceva, având suficiente motive, spunem și de data aceasta și vă rog din toată inima ca de acolo de unde sunteți să vă uniți glasurile împreună cu mine, împreună cu noi și să spunem slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru felul în care conduce și călăuzește toate lucrurile. Din toată inima și în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, dragi frați și surori, de acolo de unde sunteți, spunem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne-am fi dorit tare mult, tare, tare mult să fim împreună. Ne-am fi dorit tare, tare mult să fim toți aici. Ne-am fi dorit tare, tare mult să ne vedem frățele unii altora. Așa e hotărât și îngăduit de Dumnezeu, ca în vremuri ca și acestea, fiecare să rămână și să stea la casa Lui. Acolo unde sunteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Gândindu-ne la dumneavoastră, am hotărât să avem un timp în care să venim în casa Lui Dumnezeu. Să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, să lăudăm numele Lui Dumnezeu și vă invităm, vă încurajăm, vă chemăm să vă închinați împreună cu noi, lăudându-L pe Dumnezeu, cântând pentru slava numelui Său, pentru că mare este Dumnezeul nostru, slăvit să fie El în veci de veci. Vă iubim din toată inima, vă prețuim și ne rugăm pentru dumneavoastră, ne rugăm din toată inima ca mesajul și mesajele din timpul acesta să fie cu folos pentru fiecare dintre dumneavoastră. În același timp, vă rog să aveți și îngăduință față de mine, față de fiecare dintre noi. Situația este cât se poate de neobișnuită. N-am fost obișnuit să vorbesc în fața unei biserici goale. Să știi că băncile au fost pline de frați și de surori, iar acum totul este pustiu. Dar, cu îngăduința dumneavoastră, vrem să avem acest timp de închinare înaintea Lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să primească închinarea noastră de aici, închinarea dumneavoastră de acolo, de acasă. Și spunem așa, Doamne, binecuvintează biserica noastră, binecuvintează casele noastre, binecuvintează Caransebeșul, binecuvintează, Doamne, România, binecuvintează, Doamne, lumea întreagă și în aceste zile de încercare, Doamne, îndură-te de noi și îndură-te de lumea aceasta. Amin. Vom lăuda numele Lui Dumnezeu. Thank you.
Cântarea care tocmai a fost cântată la vioară și la pian spune că Tu ești în toate Domnul. Și dorința noastră este ca Domnul Iisus Hristos să fie Domn peste sufletele noastre ale tuturor. În veci de veci. Amin. Dragii mei, ce este cel mai important lucru în lumea aceasta este să-L avem pe Hristos ca Domn. Și atunci știm că toate lucrurile acestea trecătoare, ele se vor duce. Dar ceea ce ne-a pregătit Hristos Domnul va rămâne veșnic. Aș vrea să ne ancorăm toată încrederea noastră în vremuri ca și acestea, în Cel ce este Domnul nostru. Nu frica să domnească în viața noastră, nu boala să domnească, nu necazul, Hristos să domnească în casa noastră, în familia noastră. El să domnească peste biserica care este răspândită și acum fiecare membru al bisericii sunt în casele lor. Dar Hristos să fie Domn peste noi, acolo unde suntem. Și numele Lui să fie glorificat în veci. Cea mai mare bucurie care o putem avea în vremuri ca și acestea este Harul Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă bucurați cu toții, acolo unde vă aflați, că aveți Harul să vă uniți copiii Lui Dumnezeu. Aveți Harul să fi primit Cuvântul Lui Dumnezeu în viețile dumneavoastră. Nu știi cât mai este har pentru cei nemântuiți, dar cei care primiți aceste programe, vedeți cu toată dragostea, profitați de Harul Lui Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu, că și nu știi câtă vreme mai se poate face lucrul acesta. Va veni o vreme când Harul va fi luat și va fi dat în întregime poporului Israel. Dragii mei, cât încă mai este har, întoarceți-vă la Domnul și bucurați-vă cu noi. Amin. Mai este mare.
iertător, mai este har, mai este har. Cât încă ai viață, iubit muritor, să nu irosești în zărar. Cât încă mai este Iisus Salvator, să știi că mai este peste vremuri și peste împrejurări, de aceea zicem binecuvântat să fie numele Lui.
Mă gândeam în zilele acestea când mereu suntem sfătuiți cum să ne păzim de virusul acesta, când pe toate mijloacele ni se încearcă să ni se facă educație, mă gândeam oare cum ar arăta societatea noastră dacă ne-am păzit și de păcat, la fel de mult cum ne păzim de virus. Dacă am căutat așa să ne păstrăm cât mai la distanță de păcat, cum căutăm să ne păstrăm de virusul acesta, oare cum ar arăta bisericile noastre, oare cum ar arăta societatea în care trăim noi. Și să știți că nu-i mare deosebire între ceea ce face virusul și ceea ce face păcatul. Știm foarte bine că o primă măsură la virus este acela că izolează. Și ești izolat de familie, ești izolat de ceilalți, povestea cineva care trăiește în miezul acțiunilor acestora în Italia, că atunci când mergi la un consult și ți se spune că ești pozitiv, deja ai rupt orice legătură cu familia, nu mai poți să comunici în niciun fel cu ei și virusul acesta izolează. Să știți că și păcatul izolează. În mai mult decât unii de alții, păcatul este acela care ne izolează de Dumnezeu. Și prorocul Isaia spunea cuvintele acestea, nu mâna Domnului este prea scurtă, nici urechea Domnului prea tare ca să audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Păcatul este acela care izolează de Dumnezeu. Virusul acesta aduce moarte și mereu ni se spune cât s-au mai murit în 24 de ore sau de la începutul epidemiei. Biblia ne spune categoric, plata păcatului este moartea. Vestea bună și într-un caz și în altul este că la virusul acesta se mai găsesc remedii, se mai găsesc leacuri. Vreau să înțelegem că și pentru păcat Dumnezeu a găsit un leac, a găsit un remediu și aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Mi-am propus pentru seara aceasta, vorbind cu fratele Sergiu despre ceea ce intenționăm să facem, mi-am propus în seara aceasta să am un cuvânt de încurajare și apoi un cuvânt de provocare. Cuvântul de încurajare l-am desprins din cartea psalmilor, pentru că majoritatea psalmilor sunt scriși în situații nu tocmai fericite, nu în situații ușoare, ci sunt scriși în situații grele, în situații deosebite, aș putea să spun comparabile cu acelea prin care trecem noi astăzi. Și în Psalmul 57, în primele trei versete, omul lui Dumnezeu David spune următoarele cuvinte. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timpul ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Amin. Sunt trei încurajări pe care le-am găsit în versetele acestea, trei lucruri care pot să ne încurajeze în situațiile prin care noi trecem. Și prima încurajare este în finalul versetului 1 și aici zice psalmistul așa, până vor trece nenorocirile. Nenorocirile sunt, nu le contestă nimeni, ne asaltează din toate părțile, dar de fiecare dată Scriptura este aceea care ne spune că nenorocirile acestea, necazurile acestea pentru cel credincios sunt de o durată limitată, sunt scurte ca și timp. Apostolul Pavel vorbea și el despre necazurile de care avea parte și el spunea necazurile noastre ușoare de o clipă. Apoi dacă Pavel avea necazuri ușoare și dacă el avea necazuri de o clipă, când citim în Scriptură că parcă toată viața lui n-a fost altceva decât un lanț de necazuri, atunci, nădejdea noastră și încurajarea noastră este aceea că necazurile cu care ne confruntăm, necazurile acestea vor trece. Mai mult decât atât, psalmistul ne încurajează, ne spune că avem un loc unde putem să fim adăpostiți până când va trece necazul și acesta este la umbra aripilor lui Dumnezeu. Acolo este un loc de adăpost, acolo este un loc de scăpare și nu uitați, necazurile vor trece. Noi avem și o cântare
Și cântarea aceasta spune, nu te îndoi, ci crede că își după orice nor, e un soare și mai veșnic și mai strălucitor. Nu Domnul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă El. Și aceasta este nădejdea noastră. Încurajarea mea pentru toți cei care ascultă acest mesaj este să știți, necazul acesta este pregător. Și noi credem că vine vremea când după norul acesta al încercării va răsări iarăși soarele acesta al bucuriei. Binecuvântat să fie numele Domnului. A doua încurajare este în versetul 2. Și aici psalmistul vine și spune așa, din nou partea a doua. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Vreau să înțelegem, dragii mei, Dumnezeu este acela care lucrează și încurajarea pe care o am pentru dumneavoastră, pentru cei care iubiți pe Domnul, pentru cei care sunteți iubiți de Domnul, este să știți că Dumnezeu lucrează pentru noi. Există situații în care Dumnezeu lucrează împotriva noastră. Sunt situații în care Dumnezeu a lucrat împotriva unor oameni, împotriva unor împărății, și istoria consemnează ce s-a ales de împărățiile acelea. Binecuvântarea pentru noi este să știm că Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu lucrează pentru mine, lucrează pentru noi. Apostolul Pavel spune binecunoscutele cuvinte în Romanii, în capitolul 8, la versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor ce sunt chemați după planul Său. Bine este să știm că Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Poate că unii ziceți, frate, dar ce bine? Nu mai avem posibilitatea să ne adunăm la biserică, nu mai avem posibilitatea să ne închinăm în împărtășia Sfinților, trebuie să stăm la casele noastre. Ei, dragii mei, este și aici un bine, știți? Mă gândesc că probabil limitându-se posibilitățile noastre de ieșire afară, ieșire la cumpărături sau în altă parte, avem mai mult timp pentru Scriptură, avem mai mult timp pentru rugăciune, avem mai mult timp pentru a sta în părtășie cu cei din casa noastră, din familiile noastre. Și ăsta e un bine de care Dumnezeu ne face parte. Binecuvântarea de care avem parte, încurajarea mea este să știm că Dumnezeu este acela care lucrează și El lucrează întotdeauna, dar absolut întotdeauna pentru noi, pentru cei care suntem mântuiți. Slăviți să fie numele Lui! Și apoi, o a treia încurajare este în versetul 3. Și acolo psalmistul spune așa, El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce primonitorul meu îmi aruncă o cărt. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Rețineți prima parte a versetului. El îmi va trimite izbăvire din cer. Observați că una dintre preocupările noastre în zilele acestea este să auzim și o veste bună. Să auzim că s-a descoperit un medicament, s-a descoperit un vaccin, că este cineva care are leac pentru boala aceasta, care se extinde cu așa mare repeziciune. Și parcă suntem atât de aviți să auzim și o veste bună. Mereu auzim de contaminați în plus, mereu auzim de decese în plus, mereu auzim de vești rele și parcă am vrea și o veste bună. Psalmistul este acela care are o veste bună și el spune cuvintele acestea, Dumnezeu îmi va trimite izbăvire din cer. Dragii mei, noi așteptăm, ca oamenii să lucreze. I-a înzestrat Dumnezeu cu capacitate de a găsi multe, de a născoci multe, de a face multe, dar izbăvirea noastră noi așteptăm din cer. Noi credem că va veni ziua când Dumnezeu, în bunătatea Lui, în credincioșia Lui va trimite izbăvirea și va trimite izbăvire din cer. Acestea sunt lucrurile care ar vrea să ne încurajeze. Ar vrea să fie o încurajare pentru noi toți și spuneam că o să am și o provocare. Am primit pe site-ul comunității Bisericilor Baptiste de Calea Severină o poezie tare frumoasă. Mi-a plăcut poezia aceasta și vreau să o citesc pentru dumneavoastră. Poezia se intitulează Nu-i prea târziu. Este scrisă de sora Maria Luca. Trezește-te din somnul nepăsării și pe genunchi te îndreaptă către cer. Nu-i prea târziu. Mai este încă timp.
Eu vreau să cred și încă vreau să sper. Nu-i prea târziu să-ți pese, să te doară de cei din jur și acum să faci ceva. Să te îmbraci în pace și iubire și apoi să te închizi în casa ta. Și acolo, pe genunchi, de umilință, să mijlocești la Cel ce este sfânt, la Cel ce-i medic, medic minunat, să lase îndurare pe pământ. Nu-i prea târziu, puniți în rugăciune, dar fiecare stând la casa Lui, purtând nădejde și credință în suflet, să bate iar la poarta Cerului. Iar Dumnezeu cel bun și iubitor va asculta și ruga și suspinul, și cu o vorbă El va stinge focul și va aduce pace și alinul. Amin. Mă rog, această cântare care vom cânta, Dumnezeu să o folosească și prin ea să umple inimile dumneavoastră cu pacea sa sfântă și binecuvântată. Vă rog să o cântați împreună cu noi, acolo unde vă aflați, când am pacea Domnului în inimă, poate să vină vivă. Sufletul
și o încurajare pentru toți cei care sunteți pe patul de suferință, pentru cei care treceți prin vremurile necazuri. Cântarea spune, eu n-am să te las ca să fie când treci prin necazul cel greu. Atunci când mă chemi în dureri, eu vin. A promis Dumnezeu slăvit să fie lângă ești. Fraților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vă mulțumesc pentru că
ați acceptat să veniți și să puneți timpul acesta la dispoziția lui Dumnezeu. Mulțumesc mult și fratele Florin și fratele Laurențiu, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Mulțumesc fratele Titus pentru cuvintele frumoase și printre cuvintele lui, așa deja anticipat ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă transmit și am înțeles încă o dată prin aceasta că atunci când Dumnezeu vrea să transmită ceva, Dumnezeu își are oamenii lui, Dumnezeu își are metodele lui, mărit și slăvit să fie El. Vreau să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, versete cu care probabil că v-am obișnuit în ultimul timp, v-am predicat din pasajul acesta, și vreau să medităm pentru câteva momente la versetele acestea. Versetele acestea le găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 12. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 12, citesc. Când a văzut Iisus mulțimile, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei plânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi, când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Am privit versetele acestea de foarte multe ori în ultima perioadă și în mod special am rămas uimit de felul în care Domnul Iisus Hristos vorbește, dar și de categoriile de persoane și de oameni pe care Domnul Iisus Hristos îi fericește. Și anume, Domnul Iisus Hristos spune ferice de cei săraci. Și m-am gândit ce fericire era în a fi sărac. Ferice de cei ce plâng. Ce fericire e în a plânge. Ferice de cei flămânzi. Ce fericire e în a fi flămând. Ferice de cei însetați. Ce fericire e în a fi însetat. Ferice de cei prigoniți, spune. Ce fericire e în a fi prigonit. Ferice de cei care sunt vorbiți de rău, de aceea despre care se spun tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și am stat și m-am gândit ce fericire e în aceasta. Gândindu-mă la aceasta, am privit în trecut și în viața mea. Și ceea ce vă spun acum sunt lucruri pe care mi le-am împărtășit și cu alte ocazii. Dar încă o dată am primit eu la ele și vi le aduc înaintea dumneavoastră, îndemnându-vă și rugându-vă și pe dumneavoastră să vă uitați în urma anilor dumneavoastră și să vedeți felul în care Dumnezeu a lucrat. Una dintre cele mai grele experiențe prin care am trecut, eu și casa mea, a fost atunci când aveam doar 8 ani. 8 ani și părinții mei au trecut printr-un teribil accident, din care doar prin intervenția, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu au scăpat cu viață. Privind la acel accident și uitându-ne la un accident, ai spune așa că un accident e rău, e ceva rău. Ce poate fi bun într-un accident? Dați-mi voie să vă spun că atunci așa am privit și noi, ca și familie, ca fiind cel mai mare rău care ar fi putut să ni se întâmple nouă. Deși s-ar fi putut și mai rău. Eram distruși, lacrimile curgeau pe obraz neîncetat, la mine, la bunici, la rudenii. Mama și tata erau în spital și cel puțin în momentele acelea noi ziceam că e rău.
am înțeles că totuși s-a întâmplat ceva și Dumnezeu a îngăduit Haimei să treacă pe acolo. După accident, tata a renunțat la băutură. Ceea ce personal pentru mine a reprezentat și a însemnat foarte, foarte mult. Asta și m-am întrebat și în zilele acestea, oare dacă n-ar fi fost accidentul acela, ar fi renunțat tata la băutură vreodată? Și am înțeles așa, că a fost rău și ne-a fost greu. Dar în tot greul și în tot răul a fost și ceva bun. Pentru mine, pentru tatăl meu, pentru noi ca și familie. Anii au trecut și v-am împărtășit o altă experiență pe care am avut-o 10 ani mai târziu, la 18 ani, tânăr fiind, la început de viață, la început de drum. Și examenul major, sau primul examen major al vieții, examenul de bacalaureat, pe care eu l-am căzut. Singurul din 31 de elevi ai mei clase, singurul care a căzut examenul am fost eu. Ce poate fi bun în a avea parte de un astfel de eșec? Și dacă stai și te uiți, ai spune că e rău. E rău ca la început de drum să ai parte de un eșec. E rău și e greu să-ți începi viața cu un eșec. Și unul destul de usturător. N-am înțeles atunci și mi s-a părut că e cât se poate de rău și cât se poate de greu. Am avut momente în care am căzut în genunchi, am început să plâng și am spus lui Dumnezeu că am rămas singur. Și că toți m-au lăsat și că toți m-au părăsit. În acele momente în care plângeam și spuneam lui Dumnezeu prin ceea ce trec, o voce caldă și duioasă mi-a spus așa, e adevărat că toți, dar nu și eu. Vreau să vă spun așa și mărturisesc și recunosc lucrul acesta. Că momentul în care eu l-am cunoscut cel mai îndeaproape pe Dumnezeu a fost atunci. Am înțeles încă o dată că în tot răul este și în mine. Și aș putea să continui cu exemplele din viața personală, dar v-aș îndemna și pe dumneavoastră, frați și surori, cei care ne urmăriți, cei care vizionați și ascultați mesajul acesta. Gândiți-vă la lucrurile care vi s-au părut rele și grele. Și căutați să vedeți că după aceea, de fapt, s-a văzut că Dumnezeu a avut un plan. Că Dumnezeu a spus ceva bun și de acolo, slăvit să fie numele Lui. Reîntorcându-mă la versetele pe care le-am citit, am putea să le luăm la pas. Și am putea să spunem așa, ce bine e în a fi sărac. Și dacă suntem onești și cinstiți, cu noi și cu alții, trebuie să recunoaștem că e rău să fii sărac. Că e greu să fii sărac. Și totuși Domnul Iisus Hristos vine și spune că e bine să fii sărac. Avem pe de altă parte omul lui Dumnezeu care vine și spune, Doamne, te rog să mă păzești de sărăcie. E rău să fii sărac. E greu să fii sărac. Și poți să te uiți la copilul care e sărac, cum e marginalizat, cum e dezavantajat, și până la bătrânul care nu mai are pe nimeni și e sărac. Și îți poți da seama și poți să spui că e rău. E foarte rău să fii sărac. Dar în tot răul acesta, dați-mi voie să vă spun că e și un bine. Sărăcia te ține dependent de Dumnezeu. Sărăcia te ambiționează să-ți dorești, să muncești, să dobândești, să adumi, să strângi și tu. În sărăcie te bucuri de ceea ce primești. E un mesaj pe care l-am împărtășit cu dumneavoastră ca și biserică. Așadar, încă o dată, am putea spune așa, că în tot răul este și un bine.
Dacă mergem și continuăm și putem să ne uităm la ceea ce spune versetul 4, bine de cei ce plâng, am putea parafraza noi. Ce bine el în a plânge. E adevărat că mai plângem și când ne bucurăm, că plângem și în momente mai frumoase ale vieții, dar de obicei omul când plânge, nu plânge de bine. Omul plânge de necaz, omul plânge de durere, omul plânge în suferință. E rău să plângi, e dureros să plângi, e trist să plângi. Dar dacă ne gândim că lacrima aceea curăță ochiul și inima noastră, dacă ne gândim că lacrima aceea poate să fie lacrima căinței noastre, care poate aduce binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, ne putem da seama încă o dată că în tot răul este și un bine. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei flămânzi. Ce bine e să fii flămând? E rău să fii flămând. E foarte rău să-ți fie foame, să nu ai ce să mănânci. Și dacă vreți, împărtășesc cu dumneavoastră una dintre scenele pe care le-am trăit de când am venit la Caransebeș. Într-una dintre duminici, cineva ne-a așteptat la sfârșit de slujbă și a cerut o pâine și un iaurt. Nimic în plus, nimic în minus. O pâine și un iaurt. Noi toți am plecat de la biserică, s-a dus cineva și a cumpărat o pâine și un iaurt. Așa s-a făcut ca duminica aceea să trebuiască să plec și eu de aici. Și coborând de la apartamentul pastoral, urcându-mă în mașină, dând să ies, l-am întâlnit pe omul acela pe scările bisericii. Dați-mi voie să vă spun, cum mânca omul acela pâinea și iaurtul, nu o să uit niciodată. Când ieși flămând și primești bucata aceea de pâine, știi să o apreciezi. Și am putea spune și în aceasta, încă o dată, că în tot răul este și în bine. Și am putea continua cu exemplele din pasajul acesta, dar am putea să privim și la alte exemple din Sfânta Scriptură. Mă gândesc la altul extrem, extrem de sugestiv. La un tânăr care la început de viață, la început de drum, este vândut de proprii lui frați. Să fii vândut când ești tânăr, nu e lucru ușor. Să ai parte de o astfel de dramă în adolescență, la începutul vieții, e rău, e greu. Dar nu numai că a fost vândut, ci a ajuns de tânăr printre străini. Și să fii printre străini nu e lucru ușor. E rău și e greu. Mă uit cu uimire și văd cum românii noștri, dragi și scumpi, unii dintre copiii dumneavoastră, dintre rudenile noastre, se întorc acasă. Se întorc acasă pentru că, oricât de bine ar fi dincolo, totuși, printre străini e rău și greu. Și tânărul acesta ajunge vândut și printre străini. Dar nu numai atât, ci parcă necazurile nu se opresc. Și ajunge condamnat, pe nedrept. Și ajunge în temniță. Să fii osândit, să fii condamnat pe nedrept, nu e bine, e rău. E cât se poate de rău. Și e greu. E greu să suporți nedreptatea, poate printre cele mai grele lucruri de suportat nedreptatea în lumea aceasta. Ajunge și în temniță și să fii în temniță, nu e bine. E rău. E cât se poate de rău și e cât se poate de greu. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi. Și totuși tânărul acesta, la un moment dat, îndrăznește să spună așa. Și îngăduiți-mi să vă citesc cuvintele pe care el însuși le rostește. Tânărul acesta spune felul următor. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a schimbat răul în mine. Slăvit să fie numele Lui. Și probabil că v-ați dat seama, este vorba despre Iosif. Așa că încă o confirmare că în tot răul este și un bine. Dacă vreți, haideți să dăm timpul înapoi, cu 2000 de ani, și să privim la această scenă în care Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii,
Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, moare răstignit, rămân crucile la Golgota. Mama Lui și toate femeile care îl însoțeau și asistau și ucenicii stăteau și plângeau. Și dacă stai și privești de atunci la scena aceea, îi spune că e rău și e greu. E rău când cineva moare pe o cruce. E greu să moare pe cruce. Însuși, Isaia vine și spune și vorbește despre cât de grea i-a fost moartea, despre câtă suferință, despre câtă durere a fost acolo. Dar totuși vine și spune că se va întâmpla ceva. Va vedea rodul suferințelor. Se va bucura. Va vedea o sămânță de urmași. Iar noi astăzi, după 2000 de ani, putem spune așa, că cel mai mare bine pe care Dumnezeu a putut să ne-l facă nouă a fost acela că l-a trimis pe Fiul Său și că Fiul Său a murit în locul nostru și că prin moartea Lui, doar prin moartea Lui și doar prin El, noi putem să fim iertați și mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Așa că, încă o dată, se confirmă că în tot răul este și în bine. Și am adaptat toate cazurile acestea la situația și la zilele pe care le trăim noi. Din toate punctele de vedere nu e bine. E rău. Nu avem cum să contestăm lucrul acesta. E rău când vezi că oamenii se îmbolnăvesc. E rău când vezi că oamenii mor. E rău. E cât se poate de rău. E rău să vezi o biserică goală. E rău. E rău să nu mai poți veni la biserică. E adevărat că e foarte rău. Dar mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu și îl împărtășesc cu dumneavoastră e că în tot răul este și un bine. Probabil că v-ați aștepta să vă spun și care este binele. Eu nu știu să vă spun care este bine. Pentru că în momentul răului nu poți să vezi binele. Nu ai cum și probabil că nu avem cum să vedem acum care este binele. Dar putem să presupunem. Putem să spunem. Putem să anticipăm. Vom vedea însă atunci când răul va trece. Vom vedea și binele. Va trebui să treacă timp ca să vedem binele din rău. Chiar dacă este foarte, foarte greu și atunci când este rău, e și foarte greu. E greu să stai în casă, e greu să nu ai părtășie cu frații. E greu. Din partea multora dintre dumneavoastră am primit mesaje care spuneau și își exprimau dragostea față de biserică, durerea din suflet și aproape fiecăruia care mi-a spus un astfel de mesaj, i-am spus așa, gândiți-vă ce e și în inima mea. Gândiți-vă ce e în inima noastră de păstori. Când a trebuit să venim și să spunem fraților, nu mai putem. Nu se mai poate. Așa cere situația. Ne doare și pe noi. Trăim cu durerea aceasta. Și e greu. Sunt momente grele. Dar chiar dacă nu vedem acum, chiar dacă ne este greu acum, știu, sunt sigur, bazat pe ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că în tot răul, în tot răul, este și un bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să descoperim binele acesta. El există. El este acolo. El nu este departe. El este lângă noi. El este aproape de noi. Am putea să spunem așa, că poate avem timp mai mult să stăm lângă Scriptură. Și îngăduiți-mi să vă spun așa. Stați mai mult în fața Scripturii și mai puțin în fața televizorului. Stați mai mult de vorbă cu Dumnezeu decât de vorbă cu alții. Stați mai mult pe genunchi decât alergând. Poate că acesta să fie binele. Poate că doar așa putem învăța o lecție pe care, în libertate, n-am știut să o învățăm.
n-am știut să o prețui. Sunt cât se poate de sigur că tot răul acesta este și un bine. Și să nu uităm că mai presus de toate acestea, binele suprem le reprezintă Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui, mărit să fie El în veci. Nădăjduim și sperăm din toată inima că aceste cuvinte să vă fie de folos. Dumneavoastră celor care ne veți urmări de acasă, sperăm să fie de folos familiilor dumneavoastră, sperăm să fie de folos tuturor acelor care sunt prieteni ai Bisericii, obișnuiți ai Bisericii și care poate vor urmări mesajele acestea. Primiți-le ca din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți. Și îngăduiți-mi în încheierea mesajului să spun așa. Respectați și țineți cont de ceea ce suntem sfătuiți și îndrumați să facem. În felul acesta, nu numai că ne protejăm pe noi, dar îi protejăm pe semenii noștri, îi protejăm pe aceia care astăzi și în vremuri ca și acestea sunt în linia întâi și luptă, sunt medicii din țara noastră și spunem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i întărească. Sunt autoritățile din țara noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune, să gestioneze situația aceasta cu înțelepciune. Dar noi suntem chemați să respectăm și să ținem cont de ceea ce ni se spune. Vă sfătuiesc din toată inima să faceți lucrul acesta. Iar pe toți aceia dintre dumneavoastră care simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, să vorbiți, să luați legătura cu noi, cu drag vă spun că am vrea să vorbim cu dumneavoastră. Am discutat și cu fratele Titus multe numere de telefon, de ale multora dintre dumneavoastră, noi nu le avem. Dacă aveți numărul unuia dintre frați sau găsiți o metodă și doriți să luați legătura cu noi, cu dragă inimă puteți să apelați la noi ca și păstori, fratele Adin, fratele Presbiter, puteți să ne sunați oricând. Și dorim ca Dumnezeu să ne dea cuvinte potrivite ca să putem să ne fim de folos unii altora. Și încă un îndemn pentru toți aceia dintre dumneavoastră care aveți în apropiere persoane în vârstă, frați și surori, vârstnici, singuri. Căutați-i și întrebați-i dacă puteți să-i ajutați cu ceva. Mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și încredințați, nădăjduind și știind că Dumnezeul nostru este în controlul tuturor lucrurilor. Punându-ne la adăpostul Lui, așteptăm izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Peste noi, peste casele noastre, peste orașele noastre, peste țara noastră și peste lumea întreagă. Dumnezeu să fie slăvit, iar noi, binecuvântați de El. Amin. Thank you.
Venim și cu frământările noastre, Doamne, pe toate le aducem la Tine. Și Te rugăm din toată inima, Doamne, îndură-Te de noi. Fie-Ți milă de noi. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi în continuare biserica Ta răscumpărată din Caransebeș. Te rog, Doamne, să binecuvintezi toți frații și surorile din biserică. Mă rog, Doamne, să-i binecuvintezi pe tineri și să-i binecuvintezi pe vârstnici. Mă rog, Doamne, ca pe toți deopotrivă, acolo unde se află, să-i binecuvintezi Tu. Din cerul Tău, Doamne, te rog, ascultă rugăciunea lor atunci când vor striga la Tine. Și la fel, din cerul Tău, Doamne, peste frații noștri, peste casele lor, te rog, Părinte bun din ceruri, trimite protecția Ta, trimite ocrotirea Ta, protejează casele noastre, protejează și ocrotește, Doamne, pe toți cei dragi ai noștri. Ne rugăm pentru aceia care sunt ai noștri și sunt plecați peste hotare. Și ne rugăm pentru toți românii plecați peste hotare. Doamne, în greutatea vremurilor și a momentelor, Te rugăm să le fii alături. Și, Doamne, te rog ca de acolo de unde sunt să ajuți să-și îndrepte privirile spre Tine. Dar te rog, ajută-i pe fiecare parte și însoțește-i, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi și România. Doamne, binecuvintează autoritățile din țara noastră. Te rugăm să le dai înțelepciune, lumină. Te rugăm, Doamne, să le dai putere și Te rugăm să dai resurse. Ne rugăm pentru medicii din țara noastră, Doamne, Te rugăm să-i binecuvintezi. Și ne rugăm pentru medicii din întreaga lume, Doamne, în zilele acestea, înțelepciunea pe care ai pus-o în ei, Doamne, Te rugăm să le omărești, Te rugăm să le dai și putere. Și, Doamne, Te rugăm să-i ajuți și pe ei să recunoască că deasupra tuturor lucrurilor Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie numele Tău. Părinte bun, îți mulțumim că ne-ai primit. Îți mulțumim că ne-ai ascultat.
Și știm că prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt vei completa la ceea ce noi n-am știut și n-am putut să-ți cerem. Îți mulțumim că ne vei da răspuns. Și, Doamne, noi ne dăjduim și așteptăm răspunsul Tău. Până atunci, Doamne, încredințați că ne-ai ascultat. Încredințați că vei rămânea și vei fi cu noi. Noi îți mulțumim, te slăvim și te binecuvântăm, Domnul nostru, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Amin.